prin chat, pentru că dacă ne suprapunem când vorbim, o să fie mai dificil, mai perturbant. Sunt destul de multe subiecte de susținut. În principiu vor fi 20 și peste 20 de subiecte independente. Cam apreciez eu cam 4 minute de fiecare. Poate cu ocazia că am întârziat o să le mai reduc ca prezentare. Iar ceea ce vrem să facem este și un dialog, adică dacă îmi permite spun și eu, sau vă spun de acum că o să pun și eu întrebări și vă rog să participați în răspunsuri la ele, de asemenea dumneavoastră la subiectele care le ridic puteți pune întrebări și o să răspund în măsura în care pot, repet, în timpul care a devenit scurt acum. Păi, haideți să merg la ecran și să intrăm în o clipă. Ei, înainte când a trebuit să plec, pregătisem totul. Acum, cu ocazia aceasta, am oprit calculatorul, s-au pierdut cum erau pregătite lucrurile. Ia să vedem. Ok. Întoarcem la Zoom. Cred că aici este Zoom. Ce putem spune? Luptăm cu tehnica. Este primul meu webinar la care particip în calitate de speaker, ceea ce sporește și emoția și neîndemânarea. Așa. Ia să vedem. Share screen. Da, îl avem. Sper că toată lumea vede pagina. Vă rog dacă puteți să-mi confirmați, adică slide-urile după care voi face prezentarea. Da, se vede. Se vede. Bucur, mulțumesc. Se vede. Și rugămintea mea este să începem cu opinia sau cu ceea ce dumneavoastră v-ați format ca idee despre viața dorită, dacă o puteți caracteriza printr-un adjectiv și de asemenea, în urma adjectivului, o scurtă propoziție. Ce înseamnă asta? Cum adică vă doriți? Cum ați caracteriza viața dorită? Eu mă uit pe chat. Ia uite. Da. Se vede, se vede, se vede. Și viața dorită cum este? Să vin eu cu sugestii? Împlinirea. E, bun, asta vreau eu. Eu cred că există și alte. Ea fericită. Și ce înseamnă o viață fericită? Cum vă gândiți că este o viață fericită? O viață în armonie? Ok. Echilibrată. Deci viața dorită este una echilibrată. Sănătate cu sănătate, da. Cu nevoile satisfăcute. Aici o întrebare. Cum satisfăcute? Ok.
Simplă, fără griji. Da. Ok, am citit mesajele dumneavoastră, de-aia am ieșit din slide-urile de prezentare. Pentru că eu mă aștept să existe mai multe variante. O variantă, cum spuneați, o viață frumoasă. Mai spuneați dumneavoastră o viață, nu știu, cu fericită. Ca să o putem descrie, această viață, ce conține ea, ce se întâmplă, eu aș da o, m-aș risca cu o definiție a vieții fericite, să am tot ce-mi doresc imediat, fără niciun efort. Ar fi asta o descriere a vieții fericite? Răspund eu la asta. A zice că nu, pentru că dacă nu există un anumit efort, după aceea nu există o satisfacție că ai trecut peste, bine peste o anumită provocare. Mulțumesc, Andrei. Sigur, mă bucur că ai această opinie, dar eu totuși în continuare cred că mulți ne visăm sau ne dorim pe iahtul din Mediterana, care să aibă așa vreo 50 de mateloți care fac totul, care se învârt în jurul nostru și când acostăm într-un port iarăși să ne putem bucura de tot ce este acolo. Cred că este un vis despre viața fericită prezent la destul de multe persoane și da, problema vine că s-ar obține prea ușor, asta ar fi o problemă. Dar problema după mine vine din faptul că e nerealizabil. E mult departe de noi să fie realizabil. Ok. Sincer, nu știu cum să fiți să vă sfătuiesc sau să vă exprim o opinie care ar avea susținere cum să fiți fericiți în viață. Cum să obțineți așa de la sine tot ceea ce vă doriți. Singura viață la care aș putea veni cu niște recomandări, luați-le ca atare, pe care le consider utile pentru dumneavoastră, ar fi această viață împlinită. În primul rând, viața împlinită, după mine, este o chestie în puterea noastră. Și de-aia merită să o tratăm. Trebuie să o avem ca o alternativă de viață, ca un lucru care nu cum reușim să ajungem la ea. Ok. Să mergem mai departe despre viața noastră. Și aici despre viața împlinită am pornit de la o convingere fundamentală. Sunt împlinit de viața mea când realizez preponderent rezultate utile. Ce vrea să însemne asta? Că nu în toate cazurile obțin rezultate utile. Pot să o dau și în bară. Dar dacă preponderent, în majoritatea cazurilor, realizez niște rezultate utile, mă simt împlinit. Asta e o convingere pe care se bazează toată teoria și asupra ei merită să ne aplecăm cu mai multă atenție. Pentru că s-ar putea cineva să zică, nu domnule, eu mă simt foarte bine dacă nu fac nimic. Sau eu mă simt foarte bine dacă am rezultate, nu știu, inclusiv inutile. Am făcut eu ceva acolo și mă simt împlinit de chestia asta, că am făcut-o. Ca idee, persoanele care cred că definiția aceasta cam scârție sau ideea aceasta că viața împlinită este un mod de abordare a vieții care ar ajuta, le recomand să fie mai atente, pentru că vom susține eu personal și cu ajutorul vostru ideea că viața împlinită este un lucru de urmărit. Despre aceste rezultate utile, care suntem în
faza de a ne, de a ne clarifica ce înseamnă. Ele sunt ceva legal și acceptabil social și sunt atractive, provocatoare pentru fiecare în parte. Fiecare are rezultatele lui utile. Rezultatele utile sunt foarte personale. Ok. Ce am mai spus aici este că între expresia am o viață împlinită și sunt împlinit de viața mea, mie mi se pare mai adecvată aceea de a fi împlinit de viața mea, pentru că o viață împlinită scoate bucuria în afara noastră. Ne duce pe ideea că viața în sine e ceva cu viața. Nu, noi suntem. Noi. Noi vrem să ne simțim împliniți. Când ne ducem la culcare seara sau când, nu știu, ne întâlnim la o reuniune de familie sau cu prietenii, atunci zicem, domnule, mă simt împlinit de viața mea, eu ca persoană. Vi se pare o abordare ok, ideea de a fi împlinit de viață? Dacă vă rog să mai comentați pe chat ceea ce doriți să spuneți, pentru că așa sau foarte pe scurt dacă interveniți prin voce, ca să nu ne întindem prea mult. Deja am început cu întârziere. Ok. Deci, sentimentul pe care trebuie să-l aveți în sufletul dumneavoastră este de împlinire în viață. Asta este recomandarea. Aici, acum, mergând despre aceste rezultate utile, definiția, convingerea fundamentală, ce vor ele, ce sunt ele, ele sunt de trei ori utile. Aceste rezultate care îți dau împlinire. În primul rând, au utilitate. Satisfac nevoi, sunt de folos. Sigur că am putea spune, în primul rând, pentru mine. Și cred că fiecare gândește acest lucru și este normal să-l gândească. Da, satisfac nevoi, sunt de folos. Pentru societate, pentru comunitate, pentru entitatea pentru care lucrez, pentru familie și pentru mine. Ele, prin asta se caracterizează în primul rând, prin utilitate. Deci, mă simt bine, mă simt împlinit când fac ceva care e util. Foarte multe lucruri, foarte multe persoane fac și lucruri inutile. Și asta este, după mine, în spate acolo, o cauză că nu se simt bine. Poate chiar merg în direcția unei depresii. Poate e prea mult spus. Dom'le, ce fac eu pe lumea asta? Ceea ce fac eu nu e bine, nu e în ordine. Bun, deci aceste rezultate utile care ne-ar împlini prin realizarea lor, satisfac aceste nevoi, sunt de folos și mai mult de atâta, se obțin echilibrând eficiența cu eficacitatea. Eficiența, care este ceva legat de plus valoare, adică obținem niște rezultate utile, dar alea trebuie să aibă o valoare mai mare decât resursele consumate. Utilizate. Deci, vrem să fim eficienți? Zicem că am obținut rezultate utile. Rezultatele utile trebuie să aibă o utilitate mai mare decât resursele consumate. Utilizate. Deci, utilitate, această creare de plus valoare, adică a obține mai mult decât utilizezi, și eficacitatea, adică să le obții în timp util. Degeaba m-am străduit să pornim la timp acest eveniment dacă am început cu 20 de minute mai târziu. Deci, timpul util n-am putut fi atât de bun, atât de eficace să fim gata la timp. E, deci, pe aceste fundamente se construiește respectiva teorie a vieții împlinite prin a ști ce înseamnă rezultatele utile și prin a concluziona că da, împlinirea apare din realizarea de rezultate utile. Și aici întrebarea, că da, e cu roșu, grea,
e grea pentru toată lumea, este ușor să obținem rezultate utile? Și chiar m-aș bucura să interveniți aici. Fie pe chat, fie... Da, se întâmplă când realizezi visele. Păi astea sunt. Visele sunt niște obiective. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar trebuie să le realizați. Aici e Irina. Irina, perfect. Ai dreptate. Problema se pune că trebuie să rezultate. Realizarea sunt niște rezultate. Nu este realizare fără rezultate. Ok, este ușor să obțină rezultate utile? Păi utile. Cum depinde de rezultate? Dacă nu aude cineva, deși mulți aud, înseamnă că poate aveți sonorul dat la minim. Ok. Ok, da. Eu vă spun din experiența mea care mă străduiesc să obțin rezultate utile de mult timp, că este foarte greu. Deci rezultatul util trebuie să aibă utilitate pentru ceilalți. Ceilalți și pentru tine, da, să aibă utilitate. Ce am să zic că da, am nevoie de asta. Ceea ce obții prin el trebuie să depășească ceea ce ai utilizat și trebuie să-l faci și la timp. Probabilitatea într-o situație în care ai zeci, poate, de variante să acționezi, să o găsești pe aia în care obții rezultate utile, este foarte mică. Depinde, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, de competența pe care o aveți. Și de, sigur, mai mulți factori. Deci, pentru a obține rezultatele utile care ne-ar împlini viața, trebuie să fim, expresia directă este ai naibii de buni. Dacă nu ești naibii de bun, obții preponderent rezultate proaste sau inutile. Fie că le obții prea târziu, fie că ai consumat mai mult decât ai obținut, fie că le-ai făcut și n-are nimeni nevoie de ele. Asta este exemplu un business când cineva face un produs fără un marketing serios, îl lansează pe piață și nu se cumpără. Da? Nu a gândit în mentalitatea de utilitate care l-a fi condus la face acel marketing. Bun, eu considerând că rezultatele utile sunt baza împlinirii, am prezent în continuare niște elemente, niște convingeri pe baza cărora, dacă ni le însușim, putem ajunge la rezultate utile. Este simplu, nu? Vrem rezultate. Suntem împliniți cu rezultate utile. Cum obținem rezultate utile? Avem valori și convingeri. Haideți să mergem către ele. Valori și convingeri. Ok. Și Fundația Competenți Corect și Util, care are ca scop promovarea competenței, corectitudinii și utilității, e normal să definească ce înseamnă competență, corectitudine și utilitate, pentru că limba română are multe sensuri și să știți că lucrăm de vreo 2 ani de zile să definim mai bine ce înseamnă competent, corect și util. Deci este rezultatul muncii unei echipe, a mea și a unei echipe de colegi, care am vrut să clarificăm aceste valori în corelație cu definiția acestei vieți împlinite legată de rezultatele utile. Un om competent este capabil, sunt capabil să realizez rezultate utile. Adică cum capabil? Adică e mai mult decât știu. Știu, nu ești capabil. Știu este... știu. Băi, dar ai făcut? Nu. Păi încă ești doar la nivelul știu. Nu ești capabil. Competent ești, ai dovedit, ai aplicat în practică și ai obținut niște rezultate utile în domeniul în care zici că ești competent.
Nu poți să fii competent ca avocat dacă doar ai absolvit facultatea de drept. Dau așa un exemplu. Știu despre ce e vorba, dar ca să ajung un avocat competent, trebuie să mai am practică, trebuie să fac ceea ce îmi ridică nivelul de cunoștințe la nivelul de competență. Vi se pare cu sens? Da, poți să știi ceva, dar până a obține rezultate, e mult de muncă. Adică e foarte bine că vrei să faci ceva, e foarte bine că știi cum se face, îți trebuie și condițiile, mediul înconjurător să te favorizeze, să le poți realiza și mai trebuie ceva în plus. Ok, bun. Deci, revenind la prezentare, competent sunt capabil să realizeze toate. Eu vă spun că am făcut de prin anii 90 ceva activități de management și capabil încep să devin. Am început să devin capabil. Dar la început eram mai puțin capabil. Corect. Respect drepturile celorlalți și cer să-mi fie respectate drepturile. Ar putea zice, domnule, corect e doar să respect drepturile celorlalți. Adică cum să cer să-mi fie respectate drepturile? Eu sunt corect, le respect pe ale tale. O să mai fie un caz discutat mai târziu. Pe tema, e corect doar să respect drepturile celorlalți? Vă simțiți bine? Considerați că e corect să respectați numai drepturile celorlalți? N-am aici nicio opinie deocamdată. Gândiți-vă, o să-l rediscutăm acest subiect. Vreți să știți pe schimbat tare? Poftim? Ok. Deci, corect, respect drepturile celorlalți și cer să-mi fie respectate drepturile. Și util, că zicem că astea sunt trei valori, competență, corectitudine și utilitate, util, un om util, că știți, la competență, cu capabil și cu știu, lumea era cam aproape de definiție. La corect, respect drepturile celorlalți era cam cunoscută, cer să fie respectate drepturile mai puțin, mai aproape nimeni. La util, domne, aici era confuzie totală. Ce înseamnă un om util? Băi, ești un om util. Spun, asta înseamnă un om util. Un om util este unul care se implică și acționează să realizeze rezultate utile. Se implică, acționează, realizează rezultate utile. Asta e un om util. Gândiți-vă dumneavoastră în casa dumneavoastră. Sunteți util? Păi da, vă implicați, faceți curățenie, faceți mâncare, lucruri utile. Sunteți un om util. Sau în firma în care lucrați. Vă implicați, acționați, realizați rezultate utile. Păi dacă ați adus acolo, ați defectat utilajul de bază al fabricii, nu prea un rezultat util. Nu sunteți un om util. Acum, ideea ce înseamnă un om util și toate aceste valori, am vrut să le ținem simple. Am vrut să le ținem cu o exprimare cât mai clară. Să știți că a fi și competent și corect și util e dificil. E dificil pentru că sunt niște cerințe destul de înalte, mai ales pe competență, pe corectitudine, iară sunt înalte și această implicare și acționare pentru a realiza rezultate utile, iarăși este, multă lume așteaptă. Băi, știu și eu dacă îmi dă, mă presează, îmi cere, mă, hai. Da. A vrea să fiu util, să zici mă implic, ridic două degete, cer să fac ceva, este o treabă destul de rară. Ok. Și acum mergem la convingere. Sau, vă rog frumos, revin la să văd chat-ul. Da? Da, util aduce plus valoare, face ceva de care alții au nevoie. Da? Asta înseamnă obține rezultate utile. Măsurarea utilității este o întrebare bună.
se măsoară în două feluri. Dacă faci un produs, de referim la chestii concrete, materiale, este prețul care ți-l oferă alții pentru acel produs. Pentru că ei cumpără pe utilitatea lor. Zice, mie util acest produs sau mie util acest serviciu. Dar mai poate fi discutată plus valoarea spirituală, care este mult mai greu de cuantizat. E o plus valoare materială, care e ușor de așa, dar una spirituală e mai greu. De acord. Trebuie să te respecti pe tine, da. Și cum vrei să fie un om corect? Respect drepturile celorlalți și mă respect pe mine, dar ei mi-o pot trage peste ochi. Să ne gândim și la asta. Te respecti pe tine, respecti drepturile celorlalți, dar ceilalți cu tine. Cum te aștepți să procedeze și nu numai? Da. Ok. Mulțumesc pentru intervenții, sunt binevenite și mă ajută să-mi dau seama că dumneavoastră participați, înțelegeți. Ok, să prezentăm cele convingerile, ele sunt 16 în total, grupate pe 7 domenii și fiecare are, este sub formă de strofe, de două rânduri. Primul rând spune cum acționăm și al doilea rând spune ce obținem. Deci ca să aveți o imagine de ansamblu asupra dumneavoastră, dumneavoastră, noi, tu, eu, facem în viața aceasta ceva legat de valorile noastre. Valorile noastre, câte sunt ele, cele mai importante, probabil 5-6, au o materializare, o detaliere sub forma convingerilor, avem niște convingeri, iar mai departe avem niște deprinderi și niște abilități. Și aceste deprinderi, care sunt vizibile față de ceilalți, ne definesc. Ok. Deci să mergem pe partea aceasta de convingeri, care sunt faza intermediară între valorile noastre și deprinderile noastre. Toate deprinderile au la bază convingeri, sunt legate de niște convingeri. Și opa. Ca să tratăm prima convingere legată de dezvoltare personală și profesională, studiu de caz. Da? Iar se leagă de acest aspect, reușita în viață depinde de buna pregătire sau de noroc. Da? Buna pregătire sau noroc. Și avem aici trei exemple de oameni care vorbim de reușită în viață profesională, numai profesională, n-am informații de altă natură sau nu sunt în măsură să mă pronunț asupra lor, considerăm că au avut reușită în viața profesională. Cel puțin eu, nu știu, dumneavoastră, considerați că au avut reușită în viața profesională? Bill Gates, Ion Țiriac. Iată că s-a mai întâmplat ceva care tehnic mă depășește. Avem o participantă, o poză din partea ei, pe care să văd cum să scap. Ok, deci profesional, da. Bill Gates, Ion Țiriac și Steve Jobs. Au avut rezultate în business acești trei oameni. Și din ce cauză? Din bună pregătire sau din noroc? Poate fi și din moștenire din familie. Să fim moșteniți din familie, din familia lor, din regiunea lor. Păi eu nu știu să fiu moștenit ceva. Steve Jobs a fost un copil dat de niște studenți care a rămas gravidă, doamna respectivă, să-l crească alții. L-a dat cu condiția ca alții care să-l crească, să-l trimită la Howard.
Aceia au fost niște oameni modești, nu au avut bani, l-au trimis doar semestru 1. Steve Jobs a părăsit Howard după semestru 1, nu au avut bani. Semestru 1 sau 1, nu știu, o perioadă scurtă a făcut. Ion Ciriac este, sigur, sportiv, emerit, un om care a reprezentat țara, dar eu nu știu să fie avut vreo moștenire. El este un om născut în România comunistă și mă îndoiesc ca el să fie avut vreo moștenire. Iar Bill Gates a avut tatăl avocat, e drept, dar nu știu dacă tatălui avocat i-a asigurat succesul în business care l-a avut. Nu cred. Au avut norocul să fie în domeniul care trebuie. 90% transpirație. Bună pregătire. Au avut noroc. Eu aș spune, sau permiteți-mi să vă spun opinia mea, că ei au identificat în cursul vieții lor niște oportunități și au fost ai naibii de bine pregătiți să le fructifice. Al naibii de bine pregătiți pentru viață. Pentru viață nu înseamnă foarte, foarte, foarte multă școală. Înseamnă că au știut să ducă lucrurile mai departe în conjunctura aceea favorabilă pe care au identificat-o, nu cred că din noroc, nu cred că le-a căzut în cap așa o mărul lui Newton, ca să-i trezească, zică, ok, aha, hai să facem noi o firmă de calculatoare sau de soft sau hai să facem o bancă în România. Nu, stăteau cu ochii deschiși larg în jurul lor, înțelegeau fenomenele și da, au reușit prin această înțelegere a fenomenelor, dar și prin buna lor pregătire, care nu constă numai într-o diplomă, această bună pregătire pentru viață, să aibă profesional succes. Bun. Și atunci dați-mi voie să vă prezint următoarea convingere, sau prima convingere, de fapt. Temeinic mă pregătesc ca în viață să reușesc. Și pregătirea nu este numai academică. Pregătirea este baza reușitei. Pregătirea pentru viață. Cei trei oameni au fost foarte, foarte bine pregătiți pentru viață. Mult mai bine pregătiți decât alții, că nu le-au făcut alții. Ei le-au făcut. Dacă erau alții mai pregătiți decât ei, le făceau alții. Cel puțin Bill Gates și cu Steve Jobs au fost și concurenți într-un fel. Între abordarea aceasta Windows, care era una foarte populară, mai ieftină și una mai scumpă, cum este Macintosh. Deci au avut și capacitatea să facă față, să găsească căi de a face față concurenței, care este un o dovadă de mare pregătire pentru viață. Oricând noi vrem să facem ceva, e unul lângă noi care se gândește la același lucru. A, de ce să nu fac și eu? Ăla care e mai pregătit reușește. Aceasta este convingerea mea și am vrut să o probez prin exemplu cu cei trei oameni de afaceri care au reușit în viața profesională. Dacă v-am convins pe dumneavoastră, mă bucur. Să mergem mai departe, să văd dacă mai sunt comentarii. Da, au avut viziune, au avut pragmatism. Asta înțelegând mersul umanității și înțelegând abordările care conduc la rezultate utile. Asta înseamnă pragmatism. Îți dai seama, băi, ca să ating rezultatul ăla, pac, fac asta. Rezultatul ăla pe care mi l-am propus eu. Sigur că sunt atât de multe cuvinte în limba română, încât poate spunem același lucru cu alte cuvinte. Haideți să mergem la o altă, la un alt studiu de caz.
tot pe dezvoltare personală și profesională, despre orientarea personală și profesională. Un caz, cazurile care le introduc aici sunt fie din viața mea, care le-am întâlnit nemijlocit, fie niște chestii publice, așa, cunoscute de toată lumea. Acesta este un caz care l-am întâlnit nemijlocit. Medicul veterinar, licențiat în comerț internațional și limbi străine, care s-a apucat de programare pe la 30 de ani, 34 de ani. A? E bine? E ok? Este o soluție? Asta este soluția? Pentru a obține rezultate utile, mă refer. Că am zis că rezultatele utile ne împlinesc. Din păcate nu am comentarii, dar vă rog să reflectați. Reflectați la viețile dumneavoastră. Este asta soluția în viață? Pentru că o altă convingere pe care eu o am și pe care vi-o recomand cu dorința de a avea o viață împlinită, bineînțeles, este cunoscându-mi forțele, dezvolt competențele. Adică e bine să-ți identifici punctele tale forte ca pe ele să clădești competențe. În niciun caz pe să-ți crezi, să vrei să-ți dezvolți competențe pe modă. E la modă să avem părul lung și să cântăm din chitare. Ok, e la modă. Dar ai inteligență muzicală? Ai nativ în acest domeniu niște puncte forte? Dacă nu le ai, deși este la modă, te vei trezi peste niște ani că trebuie să schimbi domeniul profesional, că nu-ți găsești de lucru, că nu obții rezultate utile, lumea nu apreciază cum cânti tu, nu e util pentru ceilalți. Și atunci o convingere care scurtează drumul spre a obține rezultate utile, te ajută să depășești niște situații dificile, că a trece prin trei facultăți nu e ușor. Și e un cost și este un consum și poate îți dă și sentimentul că nu prea ești capabil, nu prea... E bine să te studiezi, să-ți identifici aceste forțe și pe ele să-ți dezvolți competențele. Cu toată sinceritatea, văd în ziua de astăzi mare tamtam pe antreprenoriat. Dom'le, vezi dacă ai forțe în domeniul ăla. Nu o să putem fi o națiune de 100% toți antreprenori. O spun, vrei să încerci? Sigur, foarte bine. Însă s-ar putea să treci, cum am prezentat înainte, prin niște etape și să vrei să îți descoperi care este domeniul în care ai forțe, ai native, ești bun, puțin mai târziu, și s-a ajuns să nu mai performezi în el. Că și performanța aceasta, până ajungi la excelență, e un drum lung, muncești ani de zile. Ar fi minunat când ai terminat facultatea și chiar și facultatea să o faci pe domeniul tău de forță, unde ești tu bine pregătit, treci și aplici. Este un alt miliardar american, chiar vă zic că pe moment coleg de facultate cu sau prieten cu Bill Gates, poate mi-l recomandă cineva. Ia să vedem. Da. Sigur aveți dreptate că se poate mai târziu în cursul vieții să ziceți, ok, uite, mi-am descoperit pasiunea
sună frumos, dar repet, trebuie să aveți puncte forte în acel domeniu. Dacă v-ați acoperit pasiunea, să iau exemplu, să fiți solista unei formații de muzică oarecare, pop. Așa, Warren Buffett. Buffett, de la 7 ani, a zis, eu am știut de la 7 ani ce fac toată viața. Intru în aceste afaceri de valori mobiliare pe bursă. De la 7 ani și până acum are 84 de ani, asta a făcut. În domeniul acesta s-a pregătit. De aceea excelează în acest domeniu. De aceea, din nimic, că a fost un copil fără posibilități, are o avere care undeva se duce către 100 de miliarde de dolari. Pentru că a făcut un lucru în care a crezut, s-a pregătit, l-a aplicat. Da. Deci eu personal vă doresc să obțineți rezultate utile, pentru că asta vă va împlini. Dacă dumneavoastră ziceți, nu, eu vreau să fac ce este pasiunea mea și faptul că fac ce este pasiunea mea este ceea ce mă împlinește, chiar dacă nu obțin rezultate, sigur, este abordarea dumneavoastră pe care o respect de plin. Aceste valori, competența, corectitudinea, utilitatea, aceste convingeri sunt o propunere. Dumneavoastră sunteți în măsură să alegeți dintre ele unele care vi se potrivesc, să le aplicați sau poate pe niciuna. Este ok. Este ok. Aveți tot dreptul să aveți abordarea vieții pe care vi-o doriți și pe care, sigur, vi-o și asumați. Dacă faci cu pasiune, sunt convins că vei avea rezultate. Eu vă spun că mă plimbesc prin parcuri și există cântărenți ambulanți în parcuri. Cântă la chitară, cântă la vioară, cântă din gură. Sunt convins că au o pasiune. N-am niciun dubiu. Au ajuns din pasiune acolo. Dar n-au puncte forte în acel domeniu. Dumneavoastră puteți încerca, sigur. Puteți merge pe această linie. Eu personal vă spun opinia mea că e bine să ne identificăm punctele forte și pe acelea să construim competențe. Sigur, pricepere înseamnă competență. Cum vorbeam, competența înseamnă să fi obținut rezultate. Da, aceste teste de autocunoaștere sunt utile, dar nu trebuie să, sau sunt bine de făcut și e bine să te și studiezi introspectiv, să te gândești, să te consulți cu părinții, cu prietenii, cu, da, să vezi ce te atrage. Ok, așa este, nu toți cei care cântă o fac și bine. Dacă vor să câștige din asta, adică să obțină niște rezultate utile celorlalți din asta, și-au greșit domeniul. Trebuie să comute la altceva și cu cât comută mai târziu, cu atât este mai păgubos pentru ei. Ok, haideți să mergem tot pe dezvoltare personală și profesională la un nou studiu de caz. Aici iarăși am avut o poezie în poezie. Pentru a obține rezultatele utile, am mult de muncit cu mine. Da. Ce vreau să vă spun, da, de la aceste convingeri mai departe trebuie să ajungem să avem deprinderi și abilități. Alea care sunt necesare ca să obținem rezultatele utile și ca să ajungem să le avem. Și aici poate definim deprinderea, ce înseamnă. Deprinderea este un exemplu de deprindere. Mersul pe jos e o deprindere. Condusul mașinii e o deprindere. Poate și alte lucruri le facem aproape reflex. Astea sunt deprinderi. Le-am internalizat, le facem foarte bine, fără să stăm mult să ne gândim la ele. Și abilități de diverse naturi ne trebuiesc pentru a obține aceste rezultate utile. Și aici iarăși un lucru care mi s-a întâmplat de curând, negocierea unui contract cu modificări vizibile în track changes. Probabil că folosiți Word-ul
care are posibilitatea, dacă îți dă cineva un document, intri pe el, modifici și se văd aceste modificări. Și am fost într-o asemenea situație, în sensul că, fiind acum pandemia, negociam un contract de la distanță și l-am trimis contractul cu modificările. Mi-am primit un model de contract, am venit, l-am citit cu atenție, eu citesc cu atenție contractele și după ce l-am citit cu atenție, zic că vi-l trimit înapoi cu propunerile mele de modificări. Cine a primit contractul, zice, și cu niște comentarii, bineînțeles, ca să fie mai explicit. Cine a primit contractul, zice, domnule, văd comentariile aici la dumneavoastră. Știți, cu modificări la contract, noi avem un contract tip, nu prea. Păi, doamne, unele sunt de normalitatea lucrurilor, descriu ceea ce se întâmplă. Am reluat în textul contractului ceea ce mi-a spus verbal dumneavoastră. Mi-a spus că, uite, așa se întâmplă lucrurile. Și așa se întâmplă lucrurile. Dar nu era prins în contract. Și le-am prins pentru că dumneavoastră mi-a spus că așa se întâmplă lucrurile. Da, dar știți că ar trebui prin noiembrie să întrunească Consiliul de Conducere, ca acela Consiliu de Conducere în măsură să modifice contractul. Haideți mai să tratăm un caz simplu. Scrie că noi trebuie să vă respectăm pe dumneavoastră, dar dumneavoastră ne respectați pe noi? Da, sigur că vă respectăm. Păi, vedeți că la obligație dumneavoastră nu apare că ne respectați pe noi. Unde, domnule, la obligație? Unde mi-a introdus asta obligație? Că nu văd nimic. Cum, doamne, scrie cu roșu mare, cu altă culoare, acolo, întreg changes. Nu, domnule, nu se vede nimic. Dar ce vedeți dumneavoastră pe document? Nu știu, domnule, văd comentariile și o bară în stânga. Apăsați cu mouse-ul pe bara în stânga. Opa, și s-a făcut lumină. Da, ia, într-adevăr, modificările. Și asta, da, e normală, domnule, ce-mi spuneți. Da, și asta, da, sigur, bineînțeles, e normală. Problema că n-avea abilitatea să folosească ordul. Din cauza aceea a invocat tot felul de povești cu consiliu, cu nu știu ce. Deci, pentru a obține rezultate utile, trebuie muncit până în detaliu pentru a fi competent în toate aspectele care îți influențează rezultatele respective. Asta vreau să spun pentru că ne izbim cu toții, cumpărăm produse, primim prestări de servicii care nu sunt cum ne-am dorit. Asta este pentru că cei care ar trebui să le facă nu duc așa la nivelul de excelență pregătirea lor și atunci pe ideea că merge și așa ne trezim cu tot felul de surprize neplăcute. Ok. Haideți să vedem în ce constă convingerea. Da, poate întâi mă uit dacă ați comentat. Nu. Este utilă opțiunea Take Changes, e clar. E un instrument de lucru, dar e un lucru minor pe care dacă l-ai aflat, îl folosești. Dacă nu l-ai aflat, preferi să spui că Consiliu Director, că nu se poate, că nu știu ce. Această discuție se face în scopul ca dumneavoastră să obțineți rezultate utile cu care să aveți așa o mândrie profesională, o tărie de a privi în ochi clienții dumneavoastră, ceea ce vă dă o împlinire. Vă simțiți bine, ce spune, păi cum, ce am de făcut eu? Acum, dacă vă mai dau un exemplu din viața mea, dar poate să nu exagerez cu ele. Eu am fost niște ani de zile inginer de service, adică reparam aparate electronice. Și mi-am făcut un bilanț când am ieșit în această activitate. Eu, așa rotund, am reparat sau am modificat 4.000 de aparate. 4.000 de aparate în vreo câțiva ani de activitate. Eu vă spun, am avut 3 prăjeli. Deci în 3 cazuri, din ceva s-a întâmplat, o neatenție, am dat omului aparatul care nu mergea foarte bine, avea niște probleme. Omul, fie pe loc, fie după un timp, s-a întorsuit și mi-a zis, uite, nu merge bine. Da, domnule, ai dreptate. E vina mea, îl facem să meargă. Proporția de 3 la 4.000 este extraordinară. Mi-aș dori să fie oricine îmi prestează mie servicii în acest nivel. Din 4.000 de activități, de ce face el acolo, să fie în măsură să
aibă doar 3, 1 la 1000 probleme de erori. Ok. Vorbim despre cum să fim mai competenți, cum să fim mai în măsură să obținem rezultate utile, trecând de la nivelul teoretic al competențelor, valorilor competențelor, la nivelul practic la ceea ce se întâmplă, este că pentru a-i da concretețe unei competențe pe care ne-o dorim, trebuie să avem multe deprinderi și abilități. Și dacă noi vrem să ne creștem competența, trebuie să creștem deprinderi corelate cu competența. Vreau să fiu un foarte bun, dau un exemplu, vreau să fiu un foarte bun profesor de engleză. Păi studiez engleza, nu chineza. Continui aici să aprofundez. Îmi introduc noi deprinderi în modul de a preda limba engleză. E un lucru, această focalizare, această preocupare de extinderea unei competențe prin deprinderile necesare. Putem să dăm un exemplu cu un chirurg. Deci încă un chirurg s-a născut, mă rog, a absolvit facultatea, a făcut stagiul de medic, rezidențiatul, încă nu este un chirurg expert, specialist. Trebuie să își crească competențele ca și chirurg în acel domeniu prin cizelarea deprinderilor care le are și prin a învăța noi deprinderi în ceea ce domeniul lui îngust în care face chirurgie. Sigur că n-ar avea relevanță dacă și-ar ridica competențele, relevanță pentru aceste rezultate utile, într-un alt domeniu. În domeniul în care el trebuie să producă rezultatele utile, acolo trebuie să-ți întărești competențele cu deprinderile adecvate. Inclusiv să studiem cum funcționează Word-ul și să știm mai bine facilitățile. Nu sunteți cu deprinderile convinși. De ce cu deprinderile astea? Păi asta cu mediul profund corupt, doamnă, nu știu ce să vă spun. Eu cred că dacă aveți valorile acestea, competență, corectitudine, utilitate, sunt locuri în care ele se aplică și locuri în care e bine să le evitați, nu știu ce să zic. Vă dau un exemplu cu una dintre firmele în care sunt și eu acționar. Real Group Invest S.A. face o activitate în domeniul managementului dosarelor de retrocedare. Și astea sunt o poveste urâtă în România, pentru că, într-adevăr, se punea, s-au întâmplat cazuri, s-au auzit la radio, la televizor, de acte de-astea de corupție, de mituire, de nu știu ce. Și de la început, când am început această activitate, acum 15 ani, când ne-am gândit la ea, am zis, domne, noi nu facem așa ceva, noi vrem să ducem la capăt treaba noastră, nu să ducem la pușcărie. Și ne-am făcut treaba fără să cădem în acest păcat al mituirii corupției. Deci dacă aveți de-a face cu cei care sunt corupți, trebuie să luptați cu armele legale, iar dacă dumneavoastră, din nefericire, ați căzut într-un asemenea mediu, cumva v-a dus viața acolo, vă puteți gândi la o relocare profesională. E foarte important dumneavoastră să vă gândiți la asta. Lumea nu vede ce e în capul dumneavoastră. Dacă vă gândiți că vede cineva ce idee aveți și vă apreciază pentru asta, sincer, nu, vă înșelați. Lumea vede ce deprindere aveți. Cum vă purtați. Sunt mai multe proverbe pe tema aceasta. De exemplu, copiii, în principiu, nu fac ce spun părinții. Fac ce văd că fac părinții. Văd deprinderile lor. Deprinderile ne caracterizează. Deprinderile vă caracterizează.
Atenție la deprinderi. Eu nu sunt așa pentru că așa sunt eu. Eu sunt așa pentru că așa am deprins să fiu eu. Și deprinderile se pot schimba. Unde învăț, e și dezvăț. Putem înlocui o deprindere proastă cu una care ne este utilă. Ok. Să mergem mai departe. Trecem la un alt capitol al convingerilor. Binele social, binele personal. Și aici ne întrebăm cu toții despre partea aceasta de bunăstare, bunăstarea noastră, bunăstarea familiei, orașului, țării în care trăim. Bunăstarea care ne dorim cu toții, cum se poate obține ea? Și ca studiu de caz am introdus aici ce au în comun țările cu cea mai înaltă calitate a vieții. Și haideți să vedem dacă pot deschide, mai devreme îl deschisesem, acest link. Învețe, în primul rând, că de-aia suntem educatoare și vin pentru educație. Ok. Ok. Cum schimb deprinderile? Trebuie să vă gândiți care este deprinderea care vă trage înapoi și care ar fi una, schimbându-o pe cea care vă trage înapoi, care vă ajută să progresați. Iată, foarte bună idee. Repezi de mai multe ori comportamentul pe care îl vrei. Ok. Și iată, privind această harta lumii, sper că o vede toată lumea. Nu o vede toată lumea imediat. Stați să... Ok. Imediat. La primul eveniment am și emoții și dificultăți, dar sunt convins că le vom depăși repede. Vă cer scuze din cauza aceasta. Ok. Sigur că, din păcate, ne chinuie cu niște reclame, dar asta este. Nu e nimic gratis pe lumea aceasta. Deci, înțeleg că se vede harta lumii și se vede topul țărilor. Cu verde sunt țările cele mai bogate. De fapt, nu sunt cele mai bogate. Nu asta e singurul indicator care este luat în calcul pentru calitatea vieții, acest Life Index. Sunt mai multe elemente. Puterea de cumpărare, securitatea, sănătatea, costul, un cost, living index, da? Costul proprietăților, poluarea, climatul din țara respectivă. Și iată că, deși nu este foarte plăcut climatul, Finlanda este pe locul 3. Iată că, deși nici în Danemarca nu este un climat foarte plăcut, este pe locul 1. Iată că Australia, care așa era considerată o țară de
pușcăriași trimiși din țările Imperiului Britanic acolo este pe locul 4. Da? Ceea ce remarcăm, sunt niște țări și în general sunt din nordul Europei, da? Danemarca, Elveția e cunoscută ca o țară cu un nivel ridicat, Finlanda, Islanda, n-are niște condiții climaterice grozave, Noua Zeelandă, nu are. Alte lucruri le fac să fie alte lucruri le fac pe aceste țări să fie în fruntea clasamentului cu calitatea vieții. Ce credeți? Ce vă inspiră? Ce vă face să credeți că aceste țări, ce s-a întâmplat ca ele să ajungă în fruntea clasamentului? Care sunt elementele prin care le sunt, care sunt elementele comune, ca au cea mai înaltă calitate a vieții? M-aș uitat la fericirea populației. Da, calitatea vieții egal fericirea populației, de acord. Resursele naturale. Sigur, în Elveția nu. Nu cred că nici în Danemarca. Istoria. Sunt bun la istorie. Nu, în niciun caz. Danemarca, ce să aibă? Că Australia, ce să aibă? Puterea financiară, sigur, în Elveția, dar și ea nu s-a creat din nimic, s-a creat tot prin niște oameni. Respectul pentru oameni, da. Respectarea legilor, disciplina muncii, da. Disciplina oamenilor, da. Educația, civilizația. Ok. Păi, haideți să ne gândim la valorile noastre, dacă am vrea să revenim la subiect. Credeți că în țările acestea oamenii respectivi sunt competenți? Dacă ne uităm țările cele mai sărace, alea cu alb, nici nu le... Nu știu, nu se poate pronunța nimeni despre un calitatea vieții la ei. Credeți că le excelează în competență? Credeți că le excelează în corectitudine? Credeți că le excelează în mentalitatea aceasta de a fi util, de a face lucruri utile? Da. Corectitudinea înseamnă respectarea drepturilor cetățenilor, da. Educația duce la competență. Acum o să atingem subiectul și mai departe în alte exemple. Zicem că ei sunt motivați, nu știu, danezii, elvețienii, sunt motivați să facă, să aibă o calitate înaltă a vieții. Da, țările sărace au problema aceasta cu accesul la educație, lipsa de valori, corupția, da, sunt elemente care sunt contrare competențelor, corectitudinii. Ok. Deci eu m-am gândit la aceste țări că probabil pe lângă alte valori, că de exemplu nu trebuie să mergem prin absurd să considerăm că acestea sunt singurele valori care trebuie să le luăm în considerare, competența, corectitudinea și utilitatea. Sunt și alte valori. Puteți fi un ecologist, să aveți această valoare. E ok, sigur. Pe lângă competență, corectitudine și utilitate. Puteți fi un om spiritual, religios. Și asta este o valoare.
Deci valorile sunt mai multe. Dacă ne focalizăm pe rezultate utile și vrem să facem rezultate utile, din experiența mea, competența, corectitudinea și utilitatea sunt baza rezultatelor utile. Și aceste lucruri sunt, sigur, principala cauză pentru care există țările bogate, acestea mici, acestea fără putere economică, fără niște resurse deosebite, fără... Nu au fost vechi imperii care au luat cu japca de la alții. Deci aceste țări dovedesc că în ziua de astăzi valoarea oamenilor, adică valoarea valorilor oamenilor, e mai importantă decât istoria. Ok. Deci dacă vreți să ne mai uităm cu alte pe țările cu cel mai înalt index de calitate al vieții, la zi, la jumătatea anului 2020. Danemarca, Elveția, Finlanda, Australia, Olanda, Austria, Islanda, Noua Zeelandă, Germania, iată, Estonia. Vă imaginați Estonia, fostă țară comunistă. Estonia. Egal Estonia, egal România. Estonia este pe poziția 10-a. Norvegia, cu zăcămintele ei de petrol, nu e pe poziția 10, e pe 11-a. Omanul, cu petrolul lui, e tot pe a 12-a. Deci, sunt celelalte elemente nelegate de resursele naturale care fac să ajungi să ai un nivel ridicat, o calitate a vieții ridicată. Excelent! Educația. Da, educația conduce la competență. E ok. Meritocrația. Sunt absolut de acord. Da. Ok, haideți să mergem mai departe. Să discutăm despre credința, convingerea care o avem. Plus valoare de creez, bunăstare generez. Dom'le, cum adică să fie bine în jurul nostru? Cum să fie bine în familia noastră? Păi, plus valoare de creez, dacă resursele le consumăm pe lucruri care nu generează plus valoare, sigur că suntem într-o stare de sărăcie, nu de bunăstare. Această preocupare de a crea plus valoare ca ceea ce noi facem să aibă o valoare de utilizare mai mare decât ceea ce consumăm, generează bunăstare. Și asta vorbesc la nivelul unei țări, unei comunități mai largi. Preocuparea pentru gestionarea resurselor. România, o țară, dacă e să ne întoarcem la... harta aceasta cu țările, ne uităm că România e galbenă, e pe aici, pe la jumătate, da? Galbenă. România, Ungaria, Turcia, aici, Grecia, da? Ăștia suntem pe la jumătate, ca și nivel de calitate a vieții. Înseamnă că mai trebuie adăugat ceva. Mai trebuie să creștem în lucrurile de aici. Să mai creăm plus valoare. Plus valoarea nu este numai materială. Plus valoarea este în principal spirituală. De la plus valoarea spirituală apare plus valoarea materială. De la valorile și convingerile noastre apar rezultatele. Dacă tu ai convingerea că ai dreptul să distrugi tot în jur, n-ai cum să creezi plus valoare. E un fenomen cauză-efect. Ok. Bun. Să mergem mai departe. Iată
o țară care a avut o creștere extraordinară și e de apreciat, care a trecut de la un sistem egalitarist, comunist, toți în salopete, până și primul secretar era în salopete, la o țară, cel puțin parțial, dezvoltată, modernă, cu o înaltă productivitate. Și ne întrebăm, cum au putut ei să treacă de colo-colo? Înainte și în România și în China și în alte țări, unde a rămas și acum, exista această filozofie egalitaristă, de la fiecare după puteri, fiecăruia după nevoi. Și s-a dovedit că e falimentară. De-aia a dispărut comunismul, socialismul. Nu produce, nu creează plus valoare. Dacă ție îți dă după nevoi, ce rost are să mai faci ceva? Idealul, nu? Păi, eu am nevoie, vreau și eu un iaht, dă-l. Păi, n-am de unde, că nu l-a produs nimeni. Bă, dar eu am nevoie. Păi să-l producă cineva. Nu știu, măi, mie dă-mi iahtul că am nevoie. Da? Deci, există și s-a dovedit posibilitatea de a trece de la o abordare din aceasta neproductivă, negeneratoare de plus valoare, la una în care, da, rezultatele se văd. E de apreciat, se poate, România e în curs asta, poate să facă lucruri spectaculoase în viitor prin dezvoltarea unor și valori, dar și convingeri care generează rezultate utile. E bun. Și acum e o întrebare și la nivel de țară și la nivel de persoană. Cum obține o prosperitate? Și eu vă zic din experiență personală că doar prin utile rezultate. Ceea ce faceți dumneavoastră ca persoane, trebuie să fie niște lucruri utile. Dacă nu faceți lucruri utile altora, n-aveți ce rezultat să vă așteptați să obțineți. Poate să vă ia cineva la bătaie. Noi o să postăm toată această prezentare, inclusiv filmarea, da, se înregistrează, pe YouTube și dumneavoastră veți putea parcurge din nou atât slide-urile, cât și înregistrarea video și puteți din el să descărcați țările, puteți să descărcați ce mai avem în viitor de postat aici. Ok. Să mergem mai departe. Că iată timpul. Și aceasta e o resursă importantă. Nu știu ce loc are România, pe la mici jumătate, așa. Dacă suntem vreo 100 de țări luate în clasamentul acela, o fi pe la vreo 50. Ok, dacă din păcate dintre dumneavoastră unii trebuie să părăsească prezentarea, încerc scuze, s-a lungit, vă rugăm foarte mult să mă criticați constructiv în acest formular de feedback care vi l-am pus la dispoziție acum și haideți să mergem, îl pune Fundația Competenți Corect și Util la dispoziție acum și haideți să mergem mai departe. Ok. Deci, vreți prosperitate, generați rezultate utile. Utile cuiva. Utile cineva care are nevoie de ele. Că el acela care le dați, rezultatele sunt utile pentru acela, vă dă ceva în schimb. Vă dă salariu, vă dă bani pe produsul care îl fabrică firma respectivă, care îl scoate firma respectivă pe piață. Ok. Haideți să vedem, plin de energie pot muta munții din loc. Despre viață. Trece la un nou capitol despre viață. Și aici, un exemplu personal, am avut o afecțiune la plămân, broncogenetică, care ani de zile, câțiva ani de zile, m-a făcut să fac niște gripe urâte peste iarnă, care se duceau și la plămân. După aia am făcut vreo două pneumonii. Și chiar în perioada aceea mi-a mers greu. Primii 2 ani de facultate, când am făcut pneumonie, n-am prea avut rezultate bune. Nu. Am avut o perioadă grea.
Și iată că, din fericire, nivelul științei în România a fost suficient de ridicat ca să fac o operație la plămâni și să-mi scoată acest chist broncogenetic și după această operație, care am făcut-o prin anul 2 de facultate, m-am redresat, am din nou putut să fiu activ, să pot să acționez, să pot să am inițiativă. Și aici e un lucru la care sunt convins că e o convingere generală. Când sunt bine sănătos, mă implic mai cu folos. Această grijă de sănătate, celui care vrea să obțină rezultate, prin implicare, evident, grijă de sănătate esențială. Ok. Cred că e o convingere pe care putem cădea de acord ușor. Haideți să mergem mai departe. Asta este o temă importantă. Despre viață. Despre viață, un alt subiect. Ce am decis și ce am făcut au condus la cine sunt. Cred că e un lucru destul de greu de acceptat. Sau expresia norocul e cum și-l face omul. Deci ce am decis și ce am făcut, vorbind de trecut, au condus la cine sunt. Nu am spus, nu m-am gândit că au determinat tot. Au condus. Mai sunt niște factori. Am avut un noroc, ne-au mai simpatizat unii, ne-au ajutat părinții. Dar pe lângă acele elemente externe, greul stării în care suntem acum a fost generat de ce am decis și ce am făcut noi. Să știți că calitatea deciziilor este foarte importantă. Sunteți în fiecare zi în fața unor decizii. Mai sunt și unele din acele esențiale, cum se numesc răscruci ale vieții. Luați acele decizii în felul în care după aceea să fiți mulțumiți cu ce s-a întâmplat. Pentru că asta este. Ce ați decis și ce ați făcut au condus la cine sunteți. Și ca atare, din abordarea aceasta optimistă pentru viitor, o să vă citesc și convingerea, am vrut să vă dau aici un exemplu. Un exemplu care ar putea să vă deruteze, dar în același timp vă spun de ce nu trebuie să vă deruteze. Funcționar cu venituri frumoase care decide să facă antrenor de fotbal, inițial cu venituri modeste, și care câștigă 4 campionate mondiale de fotbal feminin. Feminin, nu masculin. Cu echipa Statelor Unite ale Americii. Chestie recentă. Chestie recentă, o puteți vedea pe Netflix. Au o serie, deci niște episoade despre coach, despre antrenori. Antrenori sportivi. Între care ăsta e un exemplu, l-am văzut de curând. Sigur că cineva, dacă s-ar uita din afacere, tot cum a plecat de la venituri frumoase să facă aleluia antrenor de fotbal, ce e asta? N-a nicio șansă. Ba da, a luat decizia gândit. Tatăl e antrenor de fotbal. Ea jucătoare de fotbal în colegiu. Ea pasionată de fotbal. Ea familiarizată în detaliu cu fotbalul. Da, avea competențele pentru care să aibă succes. N-a fost o plezneală, n-a fost un noroc, a mers la sigur. Și a luat această decizie, cum spun eu aici, ca o convingere, voi decide și voi face viitorul ce mă atrage, deci a atras-o acest domeniu al fotbalului, l-a continuat ca o pasiune din tinerețe și ca o moștenire din partea tatălui, însă, având și celelalte convingeri care vi le-am prezentat acum în vedere. În principal, partea aceasta de competență. Decideți viitorul care vă atrage, dar țineți cont de toate celelalte convingeri și asumați-vă răspunderea pentru el. Nu este nimeni mai responsabil decât dumneavoastră, mai ales dacă vorbim de decizii care luați după 20 de ani, 18 ani și așa mai departe.
Facultatea la care v-ați dus poate să fie decizia dumneavoastră. Vă influențează întreaga viață. E normal să fie ceva care vă atrage și în care aveți puncte forte. Ok. Mulțumim celor care au completat formularul. Da. Haideți să parcurgem un pic mai repede, că văd nerăbdare. S-a început și puțin mai târziu și sunt și orele înaintate. Iarăși un lucru pentru a obține acele rezultate utile semnificative. Da? Trebuie să vă gândiți vis-a-vis de planificarea și obținerea rezultatelor care vi le doriți în viață. Da? Trebuie să aveți niște obiective importante. Pentru a avea o viață împlinită, este bine ca acele rezultate utile să însemne ceva. Sigur că pornim de la mai mici, dar după aceea ne putem ridica ștacheta. Și aici mă dau exemplu pe mine. Pentru că pe partea de implicare socială am făcut această fundație, Competenți Corecți și Utili, care se poate ajuta, sprijini, îndruma cât mai mulți oameni competenți, corecți și utili, pe termen cât mai lung, ca acestea să aibă o viață împlinită. Iată, ca o chestie de ultimă oră, ne străduim să dăm niște burse unor studenți la management. Din păcate, fiind prima încercare de această natură, succesul a fost parțial. Dar sunt convins că la a doua încercare o să fie mai de succes. Deci, atenție la ce, pe ce vă focalizați. Vă rog. Ok. Bun. Haideți să mai parcurgem o convingere. Am ca obiectiv ce e mai util. Asta trebuie să fie obiectivele dumneavoastră. Visele de care vorbeați. Niște chestii utile. Niște chestii utile în accepțiunea dumneavoastră. Conform mixului de valori pe care le aveți. Conform a ceea ce aflați sau vă gândiți că este util pentru societate. Bill Gates n-a făcut Windows-ul gândindu-se pentru el. S-a gândit la ceva util pentru societate. A avut ca obiectiv ceva util. Și Steve Jobs la fel. Telefonul fără taste, care e o chestie relativ recentă, nu 10 ani în urmă, e ceva util. 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 Lumea îl folosește pentru că e util. Despre în planificarea și obținerea rezultatelor, cum planificăm pentru a obține rezultatele dorite? Avem în România, și aici este un exemplu de fapt internațional, în România este acest lucru mai pregnant, un proiect durează de două ori mai mult și costă de două ori mai scump. V-ați întâlnit cu acest lucru? Eu m-am întâlnit cu unele dintre proiectele mele. Așa au fost, au durat de două ori mai mult și au costat de două ori mai scump. De obicei se întâmplă la proiecte foarte mari. Aici am prezentat imaginea unei clădiri, dar pentru cine e bucureștean, un exemplu concret este metroul din drumul Taberei. Metroul din drumul Taberei a început prin 2010 cu promisiunea că se termină în 3 ani, după aia în 5 ani și iată a fost inaugurat în 2020. Cum planific pentru obținerea rezultatelor dorite? Dacă această împlinire e dată de obținerea rezultatelor, trebuie să le planific aceste rezultate să le obțin. Altfel, dacă mi le doresc, dar nu se întâmplă, n-am sentimentul de împlinire. Și atunci am preluat și acronimul acesta destul de cunoscut, când planific SMART, convingerea aceasta, totul e clar și asumat, pentru că AU de la SMART de aici este atractiv. Îmi planific pentru mine ceva care mă atrage, care vreau să-l fac. De-aia mi-l și asum. Dar nu numai ca să iasă acel obiectiv care vreau să-l planific, îl definesc specific, măsurabil, sigur, atractiv pentru mine, realizabil,
și dau și o limită de timp. Și mergând pe această linie, planificându-vă smart ceea ce vreți să faceți, veți obține acele rezultate utile. Ok. Haideți să mergem mai departe. Să știți că lucrurile par simple. Sunt 16 convingeri care s-ar putea să ziceți, bă, dar le știu și eu. N-am pretenția că vin cu lucruri noi. Și eu m-am născut tabula rasa, nu știam nimic. Când m-am născut, am spus, ua, atâta știam. Am mai învățat între timp. Am mai învățat, am mai experimentat. Sunt lucruri despre care poate în diverse lucrări s-a vorbit parțial sau evenimente organizate de Fundația Competenți Corect și Util s-a vorbit parțial. Poate eu, și nu pot să fiu 100% sigur, poate eu le-am reunit pe toate la un loc sub aceste valori, competență, corectitudine și utilitate și constituie un ansamblu care conduc la o ghidare bună în viață. Asta e opinia mea și sigur, vă dau tot dreptul să o priviți circumspect, atent, să ziceți, mă, o fi, n-o fi, ia să văd ce se potrivește pentru mine. Vă recomand să planificați smart, adică specific, măsurabil, atractiv, realizabil și în timp, ca să obțineți rezultatele care vi le doriți. E o convingere care, aplicată, va da rezultate. Ok, tot planificarea și obținerea rezultatelor, multă lume amână ce are de făcut, ratând rezultate esențiale pentru viața sa. Și aici e studiul de caz. În România, 60% din cazurile de cancer de sân sunt depistate în faza 3 și 4, adică cam târziu. Cam târziu. E o tendință de a amâna, poate chiar lucrurile care nu ne plac. Amânăm, facem întâi ce ne place și amânăm ceea ce e necesar, ceea ce este util. Mă, ce e util, poate nu ne place întotdeauna. Dar e util. Aici trebuie să vă gândiți vis-a-vis de împlinirea prin obținerea de rezultate utile și vorbeam mai devreme și de faptul că sănătatea este esențială, ca un exemplu. Cum să faceți încât să faceți ceea ce este într-adevăr pentru dumneavoastră important? Și este o convingere, fac prioritățile, ating obiectivele. V-ați stabilit niște obiective. Ok, hai să le analizăm puțin. Să știți că obiectivul de a fi sănătos este altceva decât dorința de a fi sănătos. Sau, așa, ne bazăm pe genele lui bunicu și lui bunica. Obiectivul de a fi sănătos trebuie să-l tratați cu priorități. Trebuie să aveți un obiectiv din asta. Și din multe alte lucruri. Trebuie să aveți obiective pe care să le comparați între ele, să vedeți care e mai prioritar și făcând prioritățile, atingeți obiectivele așa cum vă doriți, că prioritățile sunt ale fiecăruia dintre voi. Și asta e cunoscută, nu e o invenție. Însă toate aceste lucruri, toate aceste convingeri trebuie să se transforme în deprinderi. Trebuie să faceți acest lucru, să vă stabiliți priorități, să acționați conform lor și așa veți atinge obiectivele. Cum le aplicăm cât mai bine convingerile acestea? Păi, bine să le aplicăm. Nu știu cât mai bine. Sau nu-mi dau seama care ar fi... Părerea mea este că trebuie să aplicate cu hotărâre. În viață, oricum, nu asta aveți convingeri. Tot ceea ce faceți pleacă din valori și din convingeri. Nu faceți altceva decât în baza unor convingeri care le aveți. Trebuie să vă schimbați convingerile în direcția în care unele generează pentru dumneavoastră rezultate utile și împlinire. Ok. Iată tema aceasta dificilă,
Corectitudinea care este reciproc al drepturilor și obligațiilor. Mm. Tot un judecat personal, într-o zi am atins cu mașina pe o doamnă. Mașina mea a atins mașina dânsei, am oprit, ne-am uitat la mașina mea, o ușoară zgârietură, a dânsei o ușoară zgârietură, da, zice, nu contează. Dar stai să vorbesc cu proprietarul că nu e a mea, vorbești la telefon cu proprietarul, zice, da, nu contează, este ok. Doamnă, sunteți sigură, e bine așa? Nu, adică nu facem amiabilă. Doamnă, sunteți sigură, e bine așa? Da, 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 nu, e nimic. E mare și alte zgârieturi, o să, când o repar, le repar pe toate. Ok, doamnă, mulțumesc pentru înțelegere, este vina mea, mi-o recunosc, eu sunt de vină. Din primul moment am spus acest lucru, este vina mea, mi-o asum. Dar, dânsa aici, nu vrem să facem amiabilă. Nu vrem să facem amiabilă. Peste 3 săptămâni, adresă de la poliție. Vă rugăm să vă prezentați la poliție pentru a clarifica o reclamație. Ce reclamație? Doamna s-a dus întins la poliție. După momentul accidentului, s-a dus întins la poliție și a declarat că eu am lovit-o și am părăsit accidentul, nici n-am, locul accidentului, nici n-am stat să vorbesc cu ea. Opa! Poliția zice, recunoașteți că ați fost, face schița, a uitat schița, așa a fost, așa, zic, da, eu am vorbit cu doamna, zic că n-are, domnule, ne pare rău, carnetul suspendat timp de 30 de zile, la revedere. Păi, doamne, nu vreți să dăm un telefon, să întrebăm pe doamnă, să se clarifice subiectul, că nu am plecat de acolo, am discutat cu ea. Ne pare rău, declarația dânsă este că ați părăsit, dumneavoastră ați declarat că ați făcut accidentul, că ziceți că nu ați părăsit, e prea târziu pentru noi. Ia luați aici frumos și o amendă de 500 de lei să fie primit și la revedere. A. Ce trebuia să facă Cristian Varpa mai departe? Din păcate, orele sunt înainte, așa că vă spun povestea. M-am dus la avocată și am întrebat-o, doamne, am pățit așa. A, e cuvântul ei contrat cuvântului dumneavoastră. Nu o să fie ușor, nu o să așa, pierdem timpul prin instanță. Hai că o lună nu-i așa mult să stați fără carnet. Și atunci am stat o lună fără carnet și nu am făcut nimic în acest caz. Și atunci întrebarea era pentru mine și pentru dumneavoastră. E bine așa? E bine când ceilalți nu respectă obligațiile să facem, să lăsăm lucrurile de la noi? E corect așa? Ne propunem să fim corecți noi cu ceilalți, dar să le cerem și lor să fie corecți cu noi? Convingerea mea este că ar trebui să le cerem și lor. Dacă nu facem ceva ca lucrurile să schimbe în bine, lucrurile vor merge în rău. Deci, practic, depinde și de noi dacă vrem să le schimbăm în bine. Și dacă cerem celorlalți să-și îndeplinească partea lor de obligații, facem ca lucrurile să meargă în direcția acelei țări cu nivel de calitate al vieții ridicat. Acolo această respectare a obligațiilor este un element care generează calitatea vieții. Și atunci este încă o convingere aici. Sunt corect și ești corect. Mă respecti și te respect. Un echilibru. Data viitoare, dacă mai am așa un pocinog, o să fac acțiune în instanță, cât o fie de păguboasă și de fără șanse de succes, dar altă dată, doamna respectivă o să-i servească aceeași figură și altuia. Și poate că nu este tocmai bine să o încurajăm în asemenea manifestări. Ok. Relații interumane și de afaceri. Proiectele de succes se bazează pe parteneriate de încredere. Alături de parteneri competenți, corect și util, poți realiza rezultate excelente pe termen lung. Și studiu de caz, colectivul Real Group Invest, care este format în cea mai mare parte din oameni cu un alt nivel de competență, eu zic chiar experți, care sunt oameni corecți
și care se implică să obțină rezultate utile, adică sunt oameni utili, pe care îi cunosc bine, mulți dintre ei de mulți ani de zile, cu care colaborez foarte bine și în acest context, în acest context de relații interumane, obținem rezultate excelente. Toate firmele în care am activat eu ca antreprenor, să știți că unele au închis și au restrâns activitatea. Pentru că nivelul de competență, de corectitudine și de utilitate al colectivului era scăzut. Dacă ceva merge prost și la dumneavoastră în firmă, în, nu știu, firma personală, firma în care lucrați, instituția, întreprinderea în care lucrați, gândiți-vă dacă aceste trei valori predomină sau dimpotrivă sunt în minoritate. Deci, ca să colaborăm cu cineva cu rost, e foarte important, mă cunosc și te cunosc, să colaborăm cu rost. Rost însemnând aceste rezultate utile. Faptul că îl cunoști pe cineva, inclusiv în afaceri, cu un partener de afaceri, inclusiv cu un nou angajat, poate te uiți pe pagina lui de LinkedIn, te uiți pe pagina lui de Facebook, poate iei niște referințe dacă poți. Cu cât cunoști mai bine o persoană, este premiza unei colaborări bune. Cu cât împărtășești mai multe valori, premiza unei colaborări bune. Ok. Iarăși la relații interumane și de afaceri, relațiile de lungă durată se pot constitui doar prin abordarea câștig-câștig. Oferim ce își dorește celălalt și primim ce ne dorim noi. Aici este o poză simbolică în care el îi oferă ceva ei și ea îi oferă ceva lui. Nu știu ce sunt utile acestea, dar tot din experiența mea de viață am divorțat la un moment dat și mi-am dat seama că fostei mele soții nu îi ofeream ceea ce își doreștea, că de-aia divorța de mine. Eu sunt un om ancorat în muncă, vreau să obțin aceste rezultate utile, ea la un moment dat, după niște ani de muncă, și-a dorit o viață mai plăcută, mai călătorii, mai pentru suflet, ceea ce a făcut între noi să nu ne oferim ce își dorea celălalt. Și iată că s-a ajuns la divorț. Pot fi mai multe exemple pentru că s-a ajuns la un divorț, nu numai acestea, dar eu vă spun în cazul meu. Dar am rămas într-o relație bună, într-o relație prin care am vrut să asigurăm băiatului nostru o educație bună și această relație bună s-a îmbunătățit. După divorț, când i-a scăzut foarte mult, în timp, prin faptul că, nu știu, ne-a mai ajutat reciproc în diverse probleme, adică că ne-am dat ceea ce avea nevoie celălalt, ne-am ajutat cumva, relația s-a îmbunătățit, suntem în relații cordiale, vorbim la telefon. Spun asta pentru că aveam în vedere că relațiile pe termen lung se bazează pe abordarea câștig-câștig, nu e chiar atât de răspândită. Deși se consideră că, da, teoretic o fi așa, mai sunt și cazuri în care lumea vrea să facă, să obțină mai mult decât dă. Da. Ok. Și aici relații interumane, bine fac, bine primesc, ca relația să o cresc. Dacă vreți să creștem o relație, trebuie să facem bine, să primim bine, că numai așa relația noastră poate crește. Gândiți-vă și la această convingere. Poate aveți relații care merg foarte bine. Gândiți-vă dacă da, aplicați această convingere în ele. Relații care merg mai puțin bine și să vă gândiți, ia să fac acest lucru. Da? Ce își dorește celălalt? Ia să văd dacă îi ofer ce își dorește. Și dacă îi cer și primesc ce îmi doresc eu, se îmbunătățește relația? Ok. Iată că suntem la rezolvarea problemelor. În faza să apelăm la un
coach de talie mondială, foarte bine cunoscut și apreciat de tine, care ne recomandă să ne păstrăm calmul în orice situație. Ia să vedem cât de repede îl putem accesa. Sure, skip this ad. Just like you skipped out on buying Amazon stock and Google and Apple. I'm sure. Ce să facem? A? Song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy, every night we have some trouble, when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Nu se vede. A, da? Nu știu de ce. Imediat să-l facem să vadă. Be happy. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Ok, sper că se vede acum. Be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. Don't worry, be happy. Ok. Revenind la ale noastre, da, don't worry, be happy, să ne păstrăm calmul în orice situație. Și aici o convingere care cred că ne va ajuta pe toți. Cu pace interioară rezolv criza exterioară. În relațiile interumane și de afaceri, calmul, vorba bună, este o metodă prin care depășești o criză. Criza care se învârte în jurul tău, care te, nu știu, se poate amplifica cu pace interioară. Sigur că e o chestie de tărie. Eu vă recomand evenimentele Fundației Competenți Corect și Util. La mai multe evenimente s-a atins acest subiect. Cum poți să păstrezi calm? Păi respiră de 10 ori, păi, și dacă le urmăriți, inclusiv în înregistrări, o să vedeți mai multe metode de a vă păstra calmul în cazuri de criză exterioară. Ok! Iarăși un lucru important pentru rezolvarea problemelor, avem nevoie de feedback pentru a ne dezvolta. Și aici un caz care este în curs de aplicare, încă n-am ajuns să-l aplicăm, dar scontăm, teoretic va duce acolo, la creșterea productivității tipografilor prin feedback privind rezultatele zilnice. Tipografia reală are mai multe utilaje minunate, între care și această mașină de 2 milioane de euro, când a fost nou, acum nu mai este așa. Dar ce contează mașina, contează oamenii care lucrează cu ea. Productivitatea, mașina poate să zboare, productivitatea o dau tipografii care lucrează cu ea. Și ne dorim să-i motivăm, să-i mobilizăm, să-i antrenăm să fie productivi.
se încearcă mai multe lucruri, am încercat mai multe lucruri, încercăm acum și acest feedback privind rezultatele zilnice. Să le dăm zilnic un feedback. Uite cum ai lucrat, uite cum, ce prioritate ai avut. Feedback-ul este foarte important. Practic, prin feedback care îl primiți, primiți un cadou din partea celui care vi-l dă. Și noi vrem feedback de la dumneavoastră pentru acest eveniment. Din păcate o să fie slab, că na, așa am fost eu. Dar feedback-ul este foarte util și reușind să-i convingeți pe celălalt să vă dea feedback, veți reuși să faceți progrese. Asta este ideea. Fără feedback nu știți, e bine, e rău, e mai puțin bine, e foarte bine. Așa trebuie să continui. Ca atare, primesc feedback și aplic, performanța mi-o ridic. Noi ne putem propune să fim campioni sau să fim performeri. Eu personal zic că e mai bine, mai normal pentru împlinirea asta personală, împlinirea pentru a ne simți împliniți de viața noastră, să ne propunem performanța. Să fim performeri în domeniul nostru. Nu neapărat campioni. Campionul e unul singur. Performer pot să fiu și eu, pot să fii și tu în domeniul tău, poate să fie și celălalt. Și faptul acesta că performăm într-un domeniu ne dă un sentiment de împlinire, de stăpânire a lumii care ne înconjoară și ca să fim măsură să performăm, feedback-ul este de bază. Și am ajuns la concluzie. Concluzie, să ne uităm în jurul nostru. Ce crezi despre Simona Halep? Este competentă, corectă și utilă? Este parțial competentă, corectă și utilă? Nu este competentă, corectă și utilă? Și în ce măsură este împlinită Simona Halep de viața pe care o are? Mai are cineva energia să răspundă? Vă rog, dacă puteți, despre Simona Halep și competență, corectitudine și utilitate. Da? Până răspundeți dumneavoastră, vă spun și eu că Simona Halep este competentă. Este competentă pentru că este campioană mondială, dar nu numai oricum, pentru că face performanță în tenis. Numărul 1, numărul 2 în tenisul feminin e o dovadă certă de competență. Că este corectă? Da, eu sunt convins că este corectă, n-a fost prinsă cu dopajul, cu alte chestii. Și că este o persoană care se implică, care acționează ca să obțină aceste rezultate utile, e clar că altfel, nu știu, se face casnică. Deci este un exemplu de competență, corectitudine și utilitate. Simona Halep, în viața sportivă, în viața profesională, că ea face tenis profesionist, nu face tenis amator. Ia să vedem dacă există și alte opinii. Nu știu pe plan personal cât este de împlinită, nu mă pot pronunța. Pe plan profesional eu sunt convins că este împlinită. Dacă cineva n-a obținut performanțele ei, este și în privința Simonei Halep o foarte bună orientare. Ea, de când era copil tânără, s-a constatat că are o înclinație pentru tenis. Ea nu a mers pe domeniul tenisului pentru că avea nativ puncte forte în a cânta. Nu. Ea este o persoană care, fizic vorbind, are o constituție, are o agilitate care o recomandă pentru această activitate și și-a găsit în tenis o pasiune în care abilitatea ei, capacitățile ei, aceste puncte forte, naturale, au dus-o către cea mai înaltă performanță. Iar cei care nu reușesc, haideți să ne gândim cât de consecvent aplică convingerile, cele 16 convingeri care vi le-am prezentat în seara aceasta. Adică 16 urmează să vă prezint. Într-o zi,
poate începe. Am avut... Îmi cer scuze, suntem puțin întârziați și de aceea aș vrea să nu mai întindem evenimentul. Uitați, se apropie ora 9 și eu vă cer iertare pentru că am ajuns așa de târziu. Din păcate, fiind prima dată când l-am prezentat, nu am știut să mă cronometrez. Am zis că intrăm în... ne încadrăm în timpul de o oră și jumătate, hai să zicem, o oră și trei sferturi. Bun, deci în privința celor care fac performanță, eu am deplina convingere că sunt și competenți, că sunt și corecți, adică cel puțin Simona Halep, care face o performanță în sport, într-un sport arbitrat, într-un sport în care se urmărește totul, există acum arbitraj electronic, da? Și există și această ambiția ei, această dorința ei de a se implica și de a acționa, a se antrena, această competență se cizelează în detaliu prin antrenamente repetate. Ok, și atunci dacă îmi permite să trec la ultima concluzie, părerea mea este că sunt CCU și am reușit, sunt de viață împlinit. Iată că am mâncat un T aici la urmă. Deci, cei care sunt competenți, corecți și utili și ca atare acționează și preponderent reușesc aceste rezultate utile, sunt împliniți de viață. Eu mă consider un om împlinit de viață. Nu un campion, de departe, nu sunt un campion. Sunt un om împlinit de viață. Și cred că aș fi reușit să ating acest nivel de împlinire în domeniile în care am nativ forțe, calități. Putea să fie domeniul managementului, putea să fie și un alt domeniu, pentru că aș fi studiat ca să-mi ridic nivelul de competență, aș fi mers pe niște linii corecte în colaborarea mea cu ceilalți, i-aș fi respectat, aș fi scontat pe respectul lor, și m-aș fi implicat să fac lucruri care sunt utile și ca atare m-ar fi preocupat să le duc la final. Spune tu, mamaia, în moment. Ok, bun. Nu știu dacă dumneavoastră puteți să vă asumați acest lucru. Adică dacă sunteți competent, corect și util, veți reuși și vă veți împlini în viață. Dar rugămintea mea este pentru binele dumneavoastră să reflectați la aceste valori și convingeri. Să alegeți măcar una dintre ele, să ziceți, ia, asta pare una care aș accepta în actualul meu sistem de valori și convingeri. Poate că o convingere de aici înlocuiți o convingere mai păguboasă care o aveți. Sau poate nu aveți deloc acea convingere și vi-o asumați. Hai să vedem, hai să o folosesc în... am câștiga noi deprinderi. Asta este ideea utilă pentru dumneavoastră. Să studiați aceste convingeri, să vă gândiți care chiar sunt potrivite pentru dumneavoastră, să le transformați în deprinderi, să câștigați abilități pentru ele, să le aplicați aceste abilități deprinderi, să obțineți rezultatele utile și să vedeți, băi, chiar m-am împlinit? Ok. Și închidem evenimentul din seara aceasta, valori și convingeri pentru viață, prin a vă mulțumi pentru prezență, prin a vă mulțumi pentru faptul că ați aplicat, v-a spus opinia, ne-a dat feedback pe adresa care vi-am dat-o, pe site-ul care vi l-am dat. Prin a vă invita la următoarele evenimente care vor contribui la creșterea deprinderilor dumneavoastră, întâi și întâi a cunoștințelor și după aceea prin aplicare a deprinderilor. Și închim cu o întrebare. Chiar mi se va împlini viața dacă cunosc, îmi asum și aplic consecvent valorile și convingerile CCU? Reflectați la ea. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, mulțumesc Loredanei, Corinei, lui Ionuț, care ne-a susținut
în partea organizatorică acestui eveniment. Pentru răbdarea dumneavoastră vă mulțumesc foarte mult, de care am abuzat. Cu cele mai bune intenții, vă asigur. Și vă invit să fiți alături de Fundația Competență.